Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut, like-urile și comentariile, inclusiv distribuirile, sunt total, total gratuite. Știu, suntem 1005, dacă nu mă înșel în momentul de față. Încă 5 abonați, ajungem la 1.010 și... Ținem, țin, ofer, fac primul giveaway de pe acest canal de YouTube. Um, nu știu cum se va numi videoclipul de astăzi, pentru că este o idee nouă, un format nou, dar înainte să trecem la subiect, după cum v-am zis, să-mi lăsați și mie în secțiunea de comentarii. Ce parfum purtați voi astăzi sau în ziua în care veți vedea acest videoclip? Eu, acum când filmez, este vineri, iar voi îl veți vedea mâine, adică sâmbătă, ca de obicei. Iar uh, My Scent of the Day uh, vine de la Casa Hadlaj și este vorba despre Stellar Mask. Da? Un parfum total, total unisex. N-am cum despre el trebuie să vorbesc măcar așa pe scurt pe repede înainte, cu toate că, și sigur nu mă înșel, există videoclipuri în care v am vorbit mai multe despre acest parfum. Este acea aromă total, total unisex. Cu ceva pucături de uh, Bulgari, Tiger, Tiger, cum vreți voi. Iar pe lungimea părului ca de obicei ulei de la oud arabii London. De data aceasta, balda fric, da? Apropo, apropo, dacă nu ați primit uh, mail-uri de notificare sau dacă nu sunteți în grupul meu de pe Facebook, Frec Family cu și despre parfumuri, pentru că am postat acolo, oricum am postat și pe Instagram, pe TikTok, nu mai știu dacă am postat sau nu, dar v-am făcut postări și aici, pe YouTube, aceste minunății au revenit pe stoc. Da. Deci absolut toate variantele de uleiuri ce le găseați înainte sunt din nou pe stoc plus modele noi, da. Uh, inclusiv acest bald afric este din nou pe stoc. Și bineînțeles, nu uitați de roș 25 <gântul> pentru 5% discount. Și acum uh, 5% discount indiferent că vorbim de Dubai Collection uh, Ro, da, site-ul din România, uh, Dubai Collection EU, site-ul uh, din uh, afară, ce livrează inclusiv în America, UK, elveția, oricum, o să vă las uh, de fapt pe aici vine bara de descrieri. <laughs> o să vă las în bara de descrieri absolut toate detaliile și mai nou, inclusiv pe Arabic Cent EU. Da? Arabic CTU fiind parte a Dubai Collection Group. Bun. În videoclipul de astăzi, pe care încă nu știu cum îl voi boteza, avem o provocare, da? Aș putea spune că e o provocare, o idee nouă, un concept nou. <gântu -n -a> Mulțumesc, Alexandrei. Da? Mulțumită Alexandrei, de fapt, am aici un colețel da? cu șase parfumuri, dacă nu mă înșel eu, dar vom vedea în momentul în care îl voi deschide, șase uh, de cănțele, da, șase mostre. Ei bine, ideea este ca eu să testez blind, da? să spun uh, ce resimt în acel parfum. Dacă îl cunosc, dacă nu-l cunosc, oricum, în momentul în care voi edita uh, videoclipul, dumneavoastră veți avea pe undeva pe aici notele fiecărui parfum, inclusiv imaginea parfumului. Da? În momentul în care dumneavoastră veți vedea acest videoclip, veți ști despre ce parfum e vorba. Eu habar nu am ce parfumuri sunt aici. Da? Nu am idee. Alexandra mi-a uh, făcut o surpriză, dar și mi-a lansat o provocare totodată. Colețelul de la ea vine așa și în această punguță avem aici parfumelurile, decanturile, mostrele, mostre. Citește prima dată scrisoarea. Da? Aici sunt parfumurile. Aici avem scrisoarea, o vom citi imediat. Și aici avem parfumurile, și îmi spune din nou: citește prima dată scrisoarea. Bun, hai să vedem scrisoarea. Aceasta este scrisoarea, și îmi spune așa. Surpriză! Draga Ana, am vrut inițial să-ți trimit un mesaj de mulțumire pentru decanturile trimise, dar m-am gândit să-ți mulțumesc prin pasiunea noastră comună, așa că îți propun un joculeț. Pentru mine, parfumurile sunt o pasiune mai recentă, așa că nu am foarte multe parfumuri în cantitate mare, dar am zis să te surprind, sper. Crede-mă că m-ai surprins și crede-mă că nu știu cât uh, pot reda eu ceea ce simt în momentul de față. Sunt extrem, extrem de emoționată, da? Poate tremuratul mâinilor uh, arată treaba asta. Îți propun să miroși următoarele parfumuri, total blind, și tot ce poți să speri este că nasul tău nu a ajuns până acum la ele. Fiecare parfum coincide cu numărul plicului unde găsești numele și notele lui. Spor la joacă, pies. Dacă îți dorești, poți face clip pe YouTube, normal că îmi doresc. PPS. Le poți iubi sau le poți demonta fără supărare. PPPS. Eu aștept un clip cu top parfumuri tip bestie pe proiecție și persistență. Uh, promit că notez și această idee de videoclip. Urmează cu siguranță și acest videoclip. Deci, aici, acum, înțeleg, avem uh, notele și, de fapt, ce este fiecare parfum în parte. Bun. Haideți să trecem la testat și să vedem ce avem aici. Încă o dată. Um, ea este Alexandra, ea este vinovata acestui videoclip între ghilimele și ea face parte din uh, Frag Family. Bun, hai că am emoții. Ia să vedem numărul 1. Văd că sunt, da, sunt și numerotate. Deci am luat numărul 1. Da. Și să vedem unde sunt blotărele aici. Să vedem ce îmi spune mie Numărul 1, să vedem, îl știm, nu-l știm, ce simțim? Pară și licii, din start, da? Pară și licii, e genul acela de aromă dulce, dulce, copleșitor. Are o atingere de ud sau? E ceva, cum să zic eu, nu ud. Că udul nu mă deranjează. Este ceva ca o atingere de combustibil, ceva cu. nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul la izul de combustibil. Tind să cred că este un parfum middle eastern. Ar fi și ceva atingeri lemnoase. Ar fi foarte, foarte slab și foarte, foarte vag, mai degrabă undeva în fundal, undeva pe spate, un bujor, dar uh, nu știu, e greu. E un parfum greu. Nu-l cunosc doar atât pot spune. Din deschidere, m-a izbit o combinație de pară și lici foarte, foarte faină. Deci deschiderea, primul puf, mi-a plăcut enorm. Însă, apoi a apărut izul acesta care observ că persistă ceva benzinos, ceva iz de combustibil și bujorul acela firav în fundal. Tind să cred da, dau și eu cu părerea că sunt român, româncă, deci sunt păreristă că dacă bujorul din fundal ar fi oarecum mai proeminent sau uh, ar fi mai pronunțat, mai accentuat, ar fi mult mai fain parfumul ăsta. Habar n-am ce parfum e încă o dată, deci clar parfumul acesta nu-l cunosc. Sinceră să fiu, nu prea este în zona mea, deoarece din nou, nu este ud, udul îmi place. N-am nicio problemă cu udul. Însă nu e ud, e ceva benzinos, ceva industrial, ceva combustibil. Dar nu chiar nu am idee ce este, dar aflăm aflăm împreună imediat. Ia să vedem 1. Da? 1. Și vine și sigilat. Bun. Ia să vedem ce a fost la 1. Unde e? Aici. Deci, acest parfum este Alhambra Exclusive Rose, asemănător cu Carolina Herrera Burning Rose. Top, pară lici, bergamotă, deci am bifat para și lici. Mijloc, trandafir turcesc, mama lui de trandafir E, acum că am văzut aici, parcă îmi dă un iz de trandafir. Trandafir turcesc, note florale și bujor, bujor, da. Iar în bază, note lemnoase, mosc și vetiver. Deci... N-aș fi zis niciodată că are mosc acest parfum. Da. Deci, o să vă inserez imagini. Nu-l cunosc pe acest nenic. Bun spăl pic nasul pentru că astăzi uh, uh, o să-mi forțez nasul. Bun. Și trecem la numărul 2. Aici. Ups. Numărul 2. Bun. Unde e blotărul? Hai că dărâmam bloterele. Ia să vedem numărul 2. Scorțișoară, ghimbir, uh, uh, uh. cardamom. Uh, e tare, e foarte, foarte tare. Uh, multe, multe. Nu sunt, nu e floare albă, flori galbene, da. are un iz uh, verzui, verde, da? E un iz verde, fin de tot, dar foarte, foarte fin, săpunos. Multe, multe, multe flori galbene. Uh, e foarte, foarte puternic. Îmi pare rău de cardamom care l-am simțit de decât puțin în deschidere. E tare! Floare de portocal, dar nu e. Nu e floarea de portocal care îmi place mie, aceea pudrată, dulceagă. E o floare de portocal cu ceva neroli. E un alt fel de floare de portocal al soi. Și acesta este un parfum de lister? Are din nou acel iz. Ba nu. Nu, e o piele aici, dar nu e piele întoarsă. Dar e genul acela de parfum, cum să zic eu, dark, gothic, ceva ambră, și ceva note lemnoase. Mai mult de atât, nu pot spune că e parfumul acela pentru oricine, adică așa la o primă testare, nu știu. Nu e pe alea mea, dar este un unisex. Nu, nu înclină în masculin. Pielea însă, pielea pe aceea, eu o simt foarte proeminentă la nas. În momentul de față, resim foarte bine flori galbene, piele și din nou note lemnoase. Dar, hai să vedem cine e individul, că habar n-am. Deci, mi-ai trimis, Alexandra, într-adevăr, mi-ai trimis niște parfumuri care, doi, da, doi, care nu, nu le cunosc, deci așa ceva nu am testat niciodată, nici mostră, nici decant, nici nimic. Bun. Haifa 472, inspirat din Tom Ford, Jasmine Rouge. Vârf, scorțișoară, ghimbir, parcă scorțișoară sigur am zis, bergamotă, cardamom, da am zis piper și mandarine, în mijloc, iasomie, ilang lang, da, flori galbene, uh, bilang-ilang, floare galbenă, uh, flori de portocal, salvie și spartium, nu știu, oricum o să vă las notele, iar în bază, ambra, acordurile lemnoase, vanilie, piele, da, trandafir de piatră. Bun! Bineînțeles că se schimbă. Cred că trebuia să am un pic de răbdare cu el. Nu am testat originalul uh, Tom Ford Jasmine Rouge, însă habar n-am cum este listat, dar în momentul de față, deci în momentul de față, categoric este unisex. De fapt, cred că am spus și mai înainte treaba aceasta. Uh, o să mai testez din acest decant și vedem dacă ne împrietenim sau nu. Deschiderea uh, e prea uh, puternică pentru mine, da? Deci mult, mult prea puternică deschiderea. Trecem la numărul 3. Unde e 3? 3. Și e lichid gri. 3, da, observați culoarea, bun, bloter, am luat două, am emoții, o să ziceți că am înnebunit, dar pur și simplu am impresia că e un test așa pentru mine și pentru nasul meu Ia să vedem ce avem aici U, uh, ud, floare de portocal, cardamom, cardamom. Deci, mai nimerit cu cardamomul. Ia să vedem. Piele, din nou piele, dar ud, floare de portocal și cardamom, clar. Sunt acolo. Deci, clar, din start, de la primul puf, este acolo. Având udul acela care este prezent, da? nu este udul acela animalic, este mai degrabă udul acela dulce din zona lui Shagafud, da? pe undeva pe acolo. Dar, Cu totul din el, acesta nu este un parfum middleister. Are... Are o atingere specifică și acum sunt în dubii. Am în cap două case, da. în momentul în care tot miros aici. Da, e fain asta. ăsta chiar e fain, e interesant. În opinia mea este total unisex, um, udul și pielea de aici, um, ținându-l pe această linie de unisex, da? Cardamomul din nou se stompează treptat, mi-ar fi plăcut să-l resimt în continuare, cred că ar fi dat parfumului mai mult zvâc, cum zic eu însă Nu știu pe care din cele două case din capul meu să pun degetul, pentru că undeva pe aici nu știu de ce mă duce în zona Armani și undeva pe aici mă duce în zona Valentino. Deci are ceva, nu am parfumul acesta, da? Nu l-am, însă ori îl confund eu în momentul de față, ori l-am testat într-un magazin fizic. Dar îmi pare foarte, foarte cunoscut. Categoric, este de designer cu tot udul din el. Deci, nu, acum, pe măsură ce se așează ăsta, 100%, e un parfum de designer. Sper să nu mă fac de râs. Pentru că voi știți că eu nu tai nimic și oricum s-ar și vedea dacă aș tăia, aș lipi și aș adăuga, da? De ce spun eu că e de designer? Are ud, însă nu este udul acela rotund și bogat și frumos din zona Middle Eastern. Nu. Este Udul acela, ușor mai sintetic, ușor mai. Asta îmi vine în cap, asta spun. Este uh, o inspirație pentru Ud. Nu este Udul acela care îl ador eu din zona Middle Easter, da? Ăsta nu e Ud 100%. Bine, nici în zona Middle Easter nu sunt Udurile 100%. Însă Udul din acest parfum este creionat, da? de asta spun, este prezent, dar nu e parfumit de listă Și în afară de ud, floare de portocal, cardamom, care, da, acum dispare complet, și ceva piele, nu știu dacă am zis, dar zic acum, nu pot să disting nimic altceva. Și la fel, sunt undeva tot în aceste, între aceste două case. Armani sau Valentino. Cu toate că Armani nu știu ce ar putea să fie. Dar hai să nu mai pierdem timpul și să trecem la numărul... Pe unde scot? Pe aici scot. 3? 3, da. Numărul 3 este... Hai să vedem. Hai că ăsta l-am rupt n-am cum altfel să deschid. La numărul 3, <laughs> Valentina, Valentina Ud Absoluto. Da, deci încă stau bine pe nas. <laughs> Vârf. Cardamom, floare de portocal, mijloc, ud, piele, trandafir bulgăresc. Deci culmea este trandafir bulgăresc, da? fix acela pe care eu nu-l suport și nu-l detectez. Nu, nu-l simt nu simt. Bază șofran, vanilie și acorduri lemnoase. Da, acum având notele în față aș putea bifa vanilia și acordurile lemnoase, dar culmea nu șofranul. Deci șofranul și trandafirul bulgăresc din uh, Valentino, Valentina, UD, absolut eu nu, uh, nu le resimt. Dar da, este, ar cam fi în zona mea, nu știu, doar dacă ar fi udul acela care îmi place mie, da? Mm. Aș mai adăuga ceva, ud, dar udul acela din parfumurile într-adevăr Middle Eastern, da? Adică se cunoaște că e designer. Nu e lucrătura aceea bogată, rotundă. Acum, disclaimer, și sunt tută, pentru că am ajuns deja la parfumul cu numărul 3, hai să le pun eu mai separat, mai separat, să le pun eu separat. Uh, sunt tută pentru că trebuia de la bun început să fac un disclaimer și să-mi cer scuze dacă din aceste parfumuri despre care v-am vorbit sau acestea care au mai rămas, fac parte parfumurile dumneavoastră preferate sau parfumurile dumneavoastră semnătură. Mii de scuze, nu o luați, din nou mă repet, ca pe un atac personal la front sau ceva de genul. Nu, știți că suntem diferiți, fiecare percepe altfel parfumurile și pentru fiecare parfumurile uh, ne dau anumite trăiri și alte filme și alte stări. Da? Deci încă o dată, dacă dumneavoastră iubiți aceste parfumuri și vi se pare că eu le toc mi de scuze. Nu asta este ideea da, acestui videoclip. Am avut trei și mai avem încă trei. Stai să spăl un pic năsucul. s am cam uh, împuțit treaba aici, și miroase nu mai a parfum. Dar trecem la numărul 4. Da, numărul 4. Mai luăm de aici un bloteraș și vedem ce ne spune numărul 4. Vai! Zmeură tămâie. E tare. E tare. Are un trandafir tare aici. Deci e un trandafir de... Mi-ai dat-o cu trandafirul, Alexandra, în parfumul ăsta de mai leșinat. Oi, mamă. E tare rău trandafirul ăsta. S-a dus și zmeurica aia frumoasă a rămas tămâia. Stai puțin, că ăsta mi se pare cunoscut. Hai să mă adun, să mă lupt un pic cu trandafirul. Bun. Trandafir tămâie și un paciuli. Dar nu e paciuli acela... De ciocolată, um, nu de ciocolată, care îți lasă senzația aceea de ciocolată, senzația aceea de dulce. E e tare rău, asta eu de-aia mă strâm. E foarte tare parfumul și e trandafirul ăla de. Este paciulii acela cu uh, ce te duce cu gândul la pământ jilav, la pământ umed, la. Uh, Frunze uscate, noroite, da? Izul acela, jilav Ăsta este un parfum de lister și este ceva inspirație pentru poal. Uh, Portrait of a Lady, da? Poal, pe scurt. Portrait of a Lady. Zic eu dar nu e... Parcă n-ar fi acela de la Emir, dacă nu mă înșel, l-am testat, nu știu dacă mai am sau, nu știu, aveam o mostră mică din acela, însă acum se mai domolește cât de cât, dar tot are trandafirul din el, da? Nu, ceva Middle Eastern, și ceva inspirație pentru Portrait of a Lady. Oricât mi-aș stoarce nasul și creierul, tot acolo rămân. Ia să vedem. Deci ce număr ești tu? 4. Hai să vedem numărul 4. 4. Da, 4. Ia să vedem. Alhambra, the artist number one, da? Asemănător cu Frederic Mal, Portrait of a Lady, da, ăsta, da, păi n-ai cum cu trandafirul și tămâia din el, n cum, deci n-ai cum. Vârf, zmeură cu trandafir, dar zmeura mi-a plăcut, dar a dispărut, cu nu le-am bifat trandafirul, da, mijloc scorțișoară tămâie lote note lemnoase tămâia scorțișoara nu o simt bază rășini paciuli chihlimbar și mosc mosc nu nu pentru că mă termină de nas paciuli deci pur și simplu m-am oprit la acel paciuli și acolo am rămas. Deci nu, nu, pot ajunge la moscul din el. Nu, nu. Măcar sunt cât de cât în grafic. Cât de cât. Hai să trecem, dar nu după trandafirul ăsta, n-am cum trandafir cu tămâie, cu... Bun. Trecem la. Mai avem două, și scăpați de mine, numărul 5. Numărul uh, 5. 5, 5. Bun. Bloterașul Ia să vedem. Mm, parcă nu e rău. Oh, are o deschidere tropicală, gref, licii, ăsta e licii, guava. Ceva tropical amestecat cu ceva piele, deci <laughs> nu am testat așa ceva până acum. Deci ori mi-a luat-o nasul razna, ori nu știu ce se întâmplă. Dar izul acela foarte, foarte fain, tropical, dulcele acela uh, copleșitor pentru multă lume uh, și totuși este dulce tropical, dar uh, nu este dulcele acela din uh, Hanan, de la um, Fragrance World. Nu. Aici, aici, aici ori guava este prea în față, e prea vedetă, ori nu știu ce se întâmplă, dar e dulcele acela foarte, foarte copleșitor, piele și, stați un pic, nu știu ce parfum este, însă, are ceva, ce eu, una personală, resimt multe din parfumurile la Tafa. Da? Are amprenta aceea de la Tafa. Nu-l pot asemăna. Acum tot stau și în stor creierul, oare ce la tafa cu is tropical am testat eu și nu am testat, da? Deci nu am testat niciun la tafa cu is tropical. Însă este acea amprentă la tafa, ca să fiu mai explicită, um, ce apare în momentul în care parfumul nu este macerat. Da? Din nou, o să ziceți că am înnebunit, dar Treaba asta, parfumul ăsta nu e rău. Are deschiderea aceea tropicală, dar nu lasă să meargă pe zona aceea de hawaii, aloha și așa mai departe, pielea. Este o piele aici, nu e genul acela neapărat de piele întoarsă. Nu-mi dau seama dacă dulceața care o resimt este strict dulceața provenită de la fructele exotice sau are și un adaos de vanilie aici. Grefruitul? Nu. Nu. Acum e vorba strict de guava. Ceva mango, dar nu e un mango care să fie vedetă, da? e pe undeva pe fundal, pe undeva prin spate. Dar este o piele. Pielea asta nu ar fi rea, toată, toată combinația nu ar fi rea dacă parfumul ar fi macerat. Este fix, nu, clar, acum da. Este fix izul acela de la tafa, ce l-am simțit eu în uh, Nașit înainte de macerare, uh, în Nebras înainte de macerare, chiar dacă, chiar dacă uh, Nașit este un alt profil olfactiv, Nebras Gold este un alt profil olfactiv, iar uh, acest 5, uh, <laughs> vedem mai târziu cine este, este un alt profil olfactiv. Chiar dacă toate aceste parfumuri uh, enumerate de mine fac parte din. Uh, Categorii diferite, toate au în comun acel iz, acea amprentă la tafa, da? Amprenta asta, izul acesta, ca să mă înțelegeți, este un ușor iz benzinos aici Și izul acesta știu foarte, foarte bine că a dispărut și din Nașit și din Nebraz Gold și din, a mai fost unul, dar nu mai știu care în fine, nu mai pierdem timpul. Izul acesta a dispărut după macerarea parfumului. Dar pe ansamblu nu mi se pare un parfum rău. Dar hai să nu mai pierdem timpul, ca așa stau până mâine. Pentru că am impresia că îmi place parfumul ăsta. Numărul 5 este Hai cam am și eu emo La tafa! <laughs> La tafa a joat Pink to Pink, noua lansare. Asta e să mai miros un pic. Top! Grefrit roz, da, piper roz, nu l-am simțit. Lici și guava, le-am simțit. Mijloc, magnolie, bujor, trandafir. Culmea, că îmi place, nu place um, orice fel de trandafir, însă duoul bujor trandafir îmi place. Dar nu-l simt aici, da? Deci nu-l simt. Bază, ambergris, vanilie, piele, mosc și mos. Da. Și acum da. Deci acum chiar are logică ce tot încercam eu să vă explic. Uh, la Tafa Adjoint Pink to Pink este parfum nou și clar nu este macerat. Dar nu-i rău. Păi să știi că nu-i rău. O să mai las um, acest decanțel la macerat, da? Și vedem dacă mă înțeleg bine cu el. Dacă dispare izul acela, s-ar putea să fie chiar un parfum frumos. Rămâne de văzut. Și acum, un pic de pauză uh, să spăl nasul am ajuns la ultimul. Bun. Cu ocazia asta, deci din nou, să română din suflet Alexandra. În afara faptului că am ocazia să testez noi parfumuri, um, nu știu, îmi place și hai să mă mânjesc, că nu îmi vine alt cuvânt în momentul de față, să mă mânjesc de engleză la gură, îmi place și modul în care sunt și vibe-ul ce mi-l dă, da? Deci pur și simplu testez parfumuri și am impresia că e testul acela al nasului meu și al simțurilor mele. Și să luăm ultimul bloteraș. Nu v-am arătat. Numărul 6. Pe sistemul numai 6 sunt norocoase. Hai să vedem. Hai să vedem. Fu, mamă, fu! Asta este cannabis. Te scuze! Îmi cer mii de scuze. Vai, mamă! Pentru reacția aceasta. Însă, ăsta, 100%, este. Cannabis de la Maghi's, deci 100% fac pariu cu sufletul din mine, cu viața din mine. Asta e cannabis, deci eu nu pot. Eu nu pot, măicuță, bine că a fost numărul 6. Deci... Nu-mi vine să cred ce reacție am putut să am, de... dar nu credeți-mă că aș face mult mai urât decât ceea ce vedeți voi. Vai de viața mea, măicuță, nu! Deci nu cannabis. Orice pe lumea asta. Orice. Orice parfum. Mă pot împrieteni. Pot să mă înțeleg cu el, dar. Vai de viața mea! Măcar să-mi rămână un pic din ăsta nască, nu se mai poate. Vai, Vai ce mi-ai făcut, Alexandra! Deci, acum, să mă adun. Jur, așa las. Deci nu tai nimic. N-am tăiat niciodată, mai ales acum. Asta e, o să râdeți de mine. Eventual o să mă înjurați în comentarii, că știu că sunt multe persoane ce... Iubesc, din nou, vorbesc din punctul meu de vedere și pentru gusturile mele. Nu există atrocitate mai mare decât gheișa, mai geisha cannabis, da? Deci nu pot cu el. Și încă persistă, deci după ce filmez toate geamurile, toate ușile, balconul, terasa, tot, tot, tot vor fi deschise. Nu pot cu acest parfum. Nu pot. Haideți totuși. da, nu, ăsta e cannabis. Eu, deci mă repet, fac pariu cu sufletul din mine. Nu, nu, ăsta e cannabis toată ziua de la Bambi. Mai gay și a cannabis. <laughs> deci... Top, note verzi, mijloc, notele noastre, tutun și cafea, bază, insens uh, incense și agarud. Bun. Deci, uh, <laughs> mic story time, ca să mă înțelegeți, n-am nimic cu mai geisha, n-am nimic cu bambinele, cu plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Dar, măicuță să se țină ele de mână și eventual să oprească producția acestui parfum. Da? Mi-aduc aminte. Fimiu are 4 ani și 7 luni. Hai să, da, 5 6. 5 ani, 6 ani, dacă nu și mai bine. Nu vreau să vorbesc prostii. Oricum creierul îmi este amestecat în momentul de față pentru că eu uh, am reacții foarte urâte când simt cannabis, acest parfum. Și știu că eram uh, la un mall din București, nu dau nume, că n-are rost, n-are sens, și am văzut și eu acea insuliță mai gheișa. Și eram cu scumpul meu soț, noi doi singurei. Și era și vară, da? Dar vară la modul de caniculă. Și eu cum sunt fertă pe culoarea verde, când am văzut sticla și numele așa intrigant, mm, cannabis, oh, hai să testez. Am luat sticla frumos, bang, 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 pe mână. Bun, am dat trei pufuri, trei, tot drumul de la acel mol până acasă, soțul meu a trebuit să conducă cu toate geamurile deschise, timp în care ficatul meu ă, era pe sistemul Ana te urăsc și ajunsese pe undeva pe aici, da, pur și simplu vroia să iasă din mine și să mă părăsească, da, s-a supărat foarte tare pe mine ficatul meu în acel moment, în fine... Ajungem cu chiu cu vai acasă, vă dați seama, caniculă 40 de grade, eu cu 3-4 cannabis pe piele, aia e. Um, soțul meu a fost foarte drăguț, tot drumul a spus, uh, ala Allah, dacă te văd cu parfumul ăla în casă, dormi pe preș și tu și parfumul. Zic, stai liniștit că a mi nu mi piace, da? Stai liniștit, nu mă vei vedea cu el. Bun. Ajung acasă, chinuie te anul să dai cannabisul jos. Dai cu gel de duș, dai cu exfoliant, nimic. Vă jur, deci vă jur, m-am spălat cu clor pe mână. Da? Am turnat clor pe mână ca să dau aroma de mai ghei și a cannabis jos. Și nu s-a luat cu clor. Da? Deci nu s-a luat cu clor. Nu, tati a rămas acolo pe metereze, da, și proiecta după clor, deci nu, nu, orice, orice pe lumea asta, până și cu, unde era, patru era, Alhambra, da, Portrait of Lady, până și cu trandafirul acela, m-aș putea împrieteni, unde e, patru, da, deci ăsta mi se pare, coco, te citez. Shalimar, a gherlan. Bun. Am încheiat citatul. Am eu o caterincă cu coco. Da. Deci, în comparație cu cannabis, inspirația aceasta de Portrait of a Lady mi se pare cel mai cel parfum de la Paris. Da? Deci, orice în afară de cannabis mai geisha. Bun. 45 de minute și am reușit să vă oripilez cu cea mai cumplită reacția mea. Să rămână mult, Alexandra, să rămână mult că mi l-ai lăsat la final. Nu știu dacă eu. Nu știu dacă eu am spus vreodată că detest cannabis din toți plămânii și din toți ficații și din toți rărunchii. Nu știu dacă am spus-o pe YouTube, pe Freak Family, nu am spus-o, da? Deci, Alexandra, ceea ce mi-a trimis, mi-a trimis fără să știe absolut nimic, da? Oricum, încă o dată, să rămână din tot sufletul. Um, dacă ați rămas cu mine până la final, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, în jurăturile, pentru că sunt această hateriță a parfumului cannabis de la mai Geisha. Asta în cazul în care este parfumul dumneavoastră preferat. Dacă nu v-am oripilat cu reacția mea. Încă o dată îmi cer scuze, însă eu sunt genul acela de femeie vulcanică, femeie temperamentală, femeie, da, mai dintr-o bucată. Nu pot, deci nu pot și nu pot cu cannabis de la mai ghișa. Încă o dată, dacă mă înjurați, măcar să știu și eu pentru ce mă înjurați. Dacă aveți și voi vreunul din parfumurile ce le-am testat eu, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii impresiile sau experiențele dumneavoastră cu ele. Dacă nu v-ați abonat până acum, nu uitați să o faceți, este total gratuit. Dacă nu v-ați înscris până acum pe grupul meu de Facebook, Freak Family, sunteți bineveniți din nou, total gratuit. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Sper să nu vă oripilez prea tare. Și până data viitoare, vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet și vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat! Suboană, Șarafana! Leha!